Fac din nou scandal, asta după ce ieri 200 de deținuți au făcut greva foamei. Rudele acestora au venit și au făcut scandal la poarta închisorii. Azi noapte, la Botoșani, peste 200 de deținuți au protestat în camerele de detenție, iar unii și-au dat foc la haine în semn de revoltă față de condițiile de după gratii. Pușcăria și-au refuzat să intre în celule și a fost nevoie ca trupele speciale să intervină pentru a calma spiritele. Proteste au fost și la penitenciarul din Arad, în total în 9 penitenciare din țară sunt proteste. Tot mai multe revolte apar de la o zi la alta în penitenciarele din întreaga țară. La Botoșani, peste 200 de persoane au protestat împotriva condițiilor de viață din penitenciar. Deținuții au refuzat să mănânce, au aruncat porțiile de hrană, după care au refuzat să intre în celule. Pentru că au respins apelurile gardienilor de a se întoarce în celule și au rămas pe holuri scandând lozinci, conducerea penitenciarului a fost nevoită să ceară intervenția SIAS. Protestele nu vizează conducerea unității de detenție. E mai mult un gest de solidaritate cu colegii din țară care au organizat proteste similare. Nemulțumirile lor sunt generale, a declarat directorul penitenciarului din Botoșani. Și deținuții din Miercurea Ciuc s-au arătat solidari cu ceilalți colegi ai lor de după gratii din țară și au intrat în greva foamei. E plin de ploșnițe, de gândaci, mâncarea e sub orice critică și multe, multe, vă dați seama, ca pe peste tot. Să ia măsurile necesare. Ce vinovați pentru acei metri pătrați? Să plătească și ei, așa cum ei plătesc, așa cum deținuți au, cei care sunt încarcerați, au greșit și își plătesc taxele, tot la fel să plătească și cei care sunt responsabili pentru acele condiții care trebuiau să fie îndeplinite. La Poarta Albă, 200 de deținuți au intrat în greva foamei și aici rudele celor închiși au venit și au făcut scandal la poarta pușcăriei. Deținuții și rudele lor s-au revoltat față de condițiile grele de detenție și de lipsurile din sistemul penitenciar. Ce se petrece cu ei înăuntru? Din ce motiv? Deci refuză hrana? Din ce motiv refuză vizitele? Atât tot. Deci nu știm nimic de ei. Am primit telefon de către niște deținuți. Presupus fratele meu. Deci aveți o rudă? Da. Și mi s-a spus că au intrat în refuz de hrană din cauza condițiilor. Au fost două zile de proteste intense și la penitenciarul Iași. Pușcăriașii au incendiat o cameră de detenție și spun că sunt nevoiți să stea în celulă cu șobolani și gândaci. Deținuții spun că sunt bătuți la ordinul directorului. Dormiți bine, doamnă! Aici avem sanțiale toate rupte, pline cu plodice! În același timp cu revoltele de la Iași, un alt centru de detenție intră în vizorul trupelor speciale. La Arad, deținuții au urmat același scenariu ca la Iași. Au făcut scandal și au încercat să-și incendieze bunurile, iar conducerea penitenciarului a alertat trupele serviciilor asociate de securitate specială. Purtătorul de cuvânt al instituției, Eduard Magold, a spus jurnaliștilor că... Oamenii au fost nemulțumiți, dar nici ei nu știau exact de ce. Au fost liniștiți de către cei de serviciu care au acționat conform regulamentului. Mai întâi au negociat cu deținuții, apoi lucrurile s-au liniștit. Avocatul poporului s-a autosesizat în privința situației tensionate din penitenciare și a anunțat că va demara o anchetă privind revoltele. Și vă prezint invitații din platou alături de mine, domnii Ninel Peia, deputat PSD, Mircea Dolha, deputat PNL și Laurențiu Ciocăzanu, jurnalist. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. De asemenea, prin telefon, în legătură telefonică directă cu noi, chiar acum, președintele Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitrașcu. Bună ziua, domnule Dumitrașcu! Bună ziua. Problema, spun cei care au inițiat acest protest, ar fi legată de conducerea acestor penitenciare, dar și de gardieni. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum stau lucrurile? Domnule Dumitrașcu. Este foarte evident că problema reală este cu totul alta. Problema a început atunci când doi patroni de trusuri de presă au ajuns în penitenciar în calitatea de deținuți.
Iar recent, stați așa, stați așa, domnul Dumitrașcu, ce legătură au acei oameni care, da, ispășesc o pedeapsă cu cei care fac protestele? Păi au legătura. În Botoșan, cine i-a pus? I-a pus vreun patron de presă? Dați-mi voie să explic. Au legătura pentru că televiziunile finanțate de acești deținuți au încurajat aceste Domnule Dumitrașcu, dar dumneavoastră sunteți acum în direct pe B1 TV. Este da, o știre, da, domnule Dumitrașcu, asta este o știre, faptul că sunt niște proteste în foarte multe zone din țară, înseamnă că e o problemă, nimeni nu spune că trebuie să fie hotel de 5 stele, dar e clar dacă că e o problemă. Păi data noastră dați vina pe presă pentru că este foarte la îndemână, să acoperiți propriile probleme. Presă. Vă rog. Stimată doamnă, nu dau vina pe presă, dau vina pe doi deținuți care finanțează televiziuni, care au făcut un scandal mediatic, care nu are nicio legătură cu realitatea și care încurajează aceste proteste și care duc ideea că s-ar da vreo amnistie și vreo grațiere. Acesta fiind motivul real al acestor proteste. Deci totul e în regulă în penitenciare. Totul e în regulă. Nu, n-am spus asta. Nu. Stai, dați-mi voie să termin. În penitenciare sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit și toată lumea o recunoaște. Eu personal din 2006 continuu am cerut și am militat pentru fonduri, pentru penitenciare, pentru a îmbunătăți condiții de detenție și de lucru. Pentru că acolo unde deținuții petrec câțiva ani, personalul nostru petrece o viață. Deci nimeni nu are nimic împotrivă, din potrivă. Toată lumea susține îmbunătățirea acestor condiții. Numai că trebuie să fim realiști. Acum motivul este această așteptare că se va da un decret de grațiere sau o lege de amnistie, așa cum au încercat câte unii să inducă ideea. Și îmi pare rău că am făcut referire punctuală la deținuți care finanțează televiziuni și fac asta, dar asta e realitatea așa cum o cunosc eu. Nu dau vina pe presă, recunosc, trebuie să precizez asta. Domnule Dumitrașcu, noastră vorbiți de două persoane despre care bănuiți că ar fi pus la cale niște proteste în Botoșani. Păi nu sau bănuiesc, sunt fapte. Televiziunile pe care le controlează au emisiuni non-stop pe tema penitenciare și pe cât de rău este în penitenciare. Pentru că asta e o știre, domnule Dumitrașcu, nu este creată această știre în presă. Noi nu vorbim de jumătate de an de lucrurile astea, vorbim de mai multă vreme. Nu, aveți dreptate, eu vorbesc de vreo 10 ani, de 15 ani pe tema asta. Condițiile de detenție nu s-au înrăutățit după ce Maricel Făcuraru a ajuns în detenție, să știți. Erau așa cum erau și la acea dată, iar ele s-au îmbunătățit constant din 90 încoace. Sigur că nu sunt perfecte, dar să știți că nici în spitale nu sunt condiții domnule perfecte. Domnule Dumitrașcu, ce faceți dumneavoastră acum? Deci, repet, noi nu avem nicio legătură cu ce face sau nu face domnul Maricel Păcuraru. Nu are nicio legătură. Este o știre pe care noi acum o dezbatem. E un subiect pe care noi îl discutăm. Da, și opinia mea este că în realitate problema nu este condiția de detenție, care într-adevăr trebuie îmbunătățită. Problema este așteptarea că se va da un decret, o lege de amnistie. În legătură telefonică directă cu noi este chiar acum Miron Cosma și l-aș întreba și pe dumnealui dacă îi se pare că stă în picioare această explicație. Bună ziua, domnule Cosma! Deci, ar avea legătură cu o campanie mediatică ce se întâmplă acum? Adică au fost instigați pușcăriașii să facă aceste proteste? Deci, în primul rând, vorbiți de o calitate acestui individ, Sorin Dumitrașcu, care nu o are. În al doilea rând... Dacă se poate să rugați pe domnul Cosma să mă respecte așa cum vreau. Mai puțin, stați așa, domnilor, ca să se înțeleagă, vă rog. Pune cu mine, Dumitrașcule. Domnul Cosma, noi nu facem aici atac la persoană, vă rog frumos. Vorbiți cuvincios, nu facem atac la persoană. Domnule Cosma. Acest individ... Repet, care nu reprezintă sindicatele... Dacă se poate să avem o discuție serioasă... Domnule Cosma, renunțăm la această intervenție telefonică dacă nu respectați regulile. Deci, da, din păcate... respecte, să vă lase să vorbesc atunci. Da. Deci, eu te întreb, Dumitrașcule, mă vezi pe mine... Mă vezi pe mine sau mai vezi pe mine? Da, domnule Dumitrașcu, vă mulțumesc pentru această intervenție. Domnule Cosma, vă rog, domnule Cosma, noi aici nu vorbim despre domnul Dumitrașcu, vorbim despre o problemă din penitenciară. Ați întreagă această manifestare a unor oameni care mor în penitenciară și din cauza lui Dumitrașcu și oamenilor lui să vină să-și pună asemenea inepții. Cum
Domnule Cosma, repet, noi aici nu vorbim despre domnul Dumitrașcu. Noi nu vorbim despre domnul Dumitrașcu, este normal să ascultăm și această parte, da? Este absolut normal, ca asta înseamnă presă, domnule Cosma. Dar dacă ridicăm vocea, dacă ridicăm vocea, nu are niciun sens, dacă ridicăm vocea. Sau ce, sunteți angajați lui Sorin Dumitrașcu? Dar scoateți din asta din penitenciare. Dacă m-ați invitat să vorbesc. Scoateți din penitenciare. Dumitrașcu, e gata, am terminat, vorbesc. Domnule Cosma, domnule Cosma, eu vă întrebam altceva. Domnul Cosma, putem să ne înțelegem. Domnule Cosma, putem să ne înțelegem. Eu v-am întrebat altceva. Dar nu pot să admit ca presa să fie bălăcărită halul ăsta de un individ care nu știe, pentru cultura lui generală, că sunt peste 2000 de deținuți la ora aceasta, care au țină. Și el spune ce realizări are el în penitenciare. Ce realizări ai, mă, Dumitrașcu, ce realizări? Acei oameni de care vorbești și nu tu, sunt expuși, ai dreptate, gardienii. E, o, ce faceți voi, ăia, șefii? Ce faceți voi pentru ei? Vii să constați ce mari realizări ai tu în sistem penitenciar. Nu ai nimic din contră. În permanență nu ai făcut altceva decât să dezinformezi opinia publică, Dumitrașcule. Iar tu nu ești lider de sindicat. Repete la penitenciare. E ori, revenind însă, domnișoară, deci iată cum acest individ vrea să minimalizeze un protest al unor oameni nevinovați, chiar dacă ei sunt vinovați, că pentru asta sunt în pușcărie, dar sunt nevinovați în ideea că nu li se respecte drepturile minimale ale omului. Drepturile minimale sunt în această dată, am o situație și eu vă spun cu toată responsabilitatea, îmi e frică. Și gardienii lucrează cu mine, Dumitrașcule, și îmi dau date pentru cultura ta generală și cu unii dintre ei sunt de acord și au dreptate. Așa e. Voi stați la birouri și vă beți cafelele, iar ei stau în fața deținuților. E o însă. Și ei spun că deținuții au dreptate, domnișoară. Te rog să mă crezi că m-au sunat gardieni, m-am întâlnit cu gardieni care asta spun. Deținuții au dreptate. Condițiile sunt mizerabile și suntem expuși și noi și familiile noastre, pentru că așa cum spunea, și aici are dreptate Dumitrașcu. Noi facem pușcărie pe viață acolo, că ăsta ne-e serviciu. E o riență. Nici ei nu pot să facă nimic, tocmai din cauza la indivizi ca Dumitrașcu și ca alții de la ANP, ca și Ministrul Justiției, ca și Guvernul Cioloș și cred că ar fi cazul să intervine și domnul președinte Iohannis, pentru că până la urmă păi, este tocmai, un moderator. Domnule Cosma, asta spunea domnul Dumitrașcu, faptul că ar fi o miză pentru aceste proteste, o presiune, hai să spunem, asupra președintelui, ca el să ia o măsură. Credeți că această măsură ar fi una necesară? Pentru că se vorbește de două variante. De amnistia, asta ar însemna ștergerea cazierului, da? Albirea cazierului și grațiere, da? Pentru anumite categorii, evident. Credeți că asta a rezolvat problema? Pentru că și dumneavoastră vorbiți de ani de zile, și domnul Dumitrașcu la fel, de probleme în acest sistem. Această măsură din partea președintelui a rezolvat măcar o parte din ceea ce se întâmplă în penitenciare? Președintele, din păcate, nu are abilitări în sensul amnistierii și grațierii colective, ci doar în conformul 64 cudei din Constituția României, prerogative doar pe grațierea individuală. E orență, instituția prezidențială, pentru că, repet, este un moderator între societate nouă și instituțiile statului și în altă ordine de idei. Domnul președinte, când a depus jurământul pe articolul 80, a jurat că va apăra drepturile fundamentale ale cetățeanului. Stimată domnișoară, familia deținuților și familia, în modul general, în România este protejată prin Constituție. E ori eu, nici nu vă imaginați, încă toată lumea vorbește acum de deținuți, nu ați să vă imaginați ce e în sufletul familiilor. Eu m-am întâlnit cu copiii la Rava, am dat autografe, m-a păzat presa la copiii de acolo, care au venit la părinții lor. Bun, pe de altă parte, domnule Cosma, nici nu putem să avem acum niște pretenții ca în penitenciare să fie condiții de lux. Dar nimeni nu spune asta. Dar se pare că e o problemă legată de serviciile medicale, da? De igienă. Deci sunt niște chestiuni punctuale pe care acești oameni le reclamă. Și vă întrebam, cine poate să le rezolve? Rezolvarea poate să vină de acolo, de la penitenciar, de la conducerea penitenciarului? Sau e nevoie de intervenție de mai sus?
spus de la doamna Prună, că dumneai a fost, numele dumneai a fost pronunțat în aceste zile. Poate să facă ministrul ceva? Sigur, stimată domnișoară, în statutul de funcționare al funcției ministeriale, în speță Ministerul Justiției, există responsabilitate directă în relația cu penitenciarele a Ministrului Justiției. Deci ea este abilitată prin lege, având în vedere situația faptică, cea de nerespectare a drepturilor omului, cea de îmbolnăviri, cea de faptul că mor oameni nevinovați. Numai săptămâna trecută au murit 3 deținuți în penitenciare, din cauza faptului că n-aveau aer și din cauza căldurii. Asta, deci ea, pentru asta trebuie să existe, pentru asta trebuie să existe dovezi, domnule Cosma, pentru că nu putem să acuzăm fără să avem niște dovezi. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă lucrurile stau așa, atunci ar fi necesară o anchetă. Aminte că inclusiv ANP-ul spunea că la Raua, de unde vin acum, nu a murit un deținut, nu? N-am spus eu. Dar eu spun, eu chiar atunci acum, înseamnă că ar trebui să fie începută o anchetă, să se afle cum a murit omul respectiv. Eu acum, nu, dăm vina pe un întreg sistem pentru că au murit acești oameni. Deci m-au sunat deținuții de pe Jilava. Condițiile sunt mizerabile. Au râie, repet. Asta spun și ei. Asta spun și ei și avem deja aceste informații tot de la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Bun. Aici problema este că, așa că am foarte multe cazuri în România, intervine factorul emoțional, da? Se urlă de o parte și de alta, se lansează acuzații și de o parte și de alta. Domnul Dumitrașcu, care spune că de vină pentru ce se întâmplă acum, sunt niște patroni de presă. Problema asta n-are nicio legătură de condițiile precare din penitenciare, se vorbește de foarte multă vreme. Nu de când a intrat domnul pe care l-a nominalizat Sorin Dumitrașcu. În primul rând, sfatul meu să nu mai băgați în seama pe domnul Cosma. Nici o țară din lumea asta, un fost condamnat, nu vine să dea lecții la televizor, să țipe la un alt personaj aflat într-o calitate oficială, din ce postură? Ce cădere morală are domnul Cosma să-și dea cu părerea în fața națiunii despre o problemă din societatea românească? Niciuna. În toată lumea, astfel de personaje stau în banca lor, nu-i dă nimeni afară, nu-i spânzură nimeni, dar nu apare. Nu știe nimeni de ei, pentru că s-au compromis. Nu sunt în măsură să ne dea lecții nouă. Acum revenim. Bun, Miron Cosma e un om care a făcut pușcărie. Știe despre ce-i vorba. Da, cum stea banca lui. Da, e un om care încearcă să se implice de partea... În maniera asta? Da, de partea celor care sunt după gratii. Asta nu justifică... El? Da, dar asta nu justifică. Nu vorbim aici neapărat de Cosma, de Miron Cosma, care are într-adevăr un mod foarte vocal și brutal de a pune problema. Dar a da vina pe presă, că presa duce o campanie de nu știu care, că deci, noi vrem să facem... Să ducem discuția într-o parte sau alta. Eu nu cred că e vorba aici, nu a discutat dar nimeni aici, cel puțin despre grațiere, despre amnistiere. Nu e vorba de noi. E cu totul aici, altceva. Nu cred că e vorba de această televiziune. Păi tocmai, dar a pune presa în aceeași oală, nici asta nu e rău. L-am ascultat cu atenție pe domnul Dumitrașcu, el n-a vorbit de presă în general. Presa înseamnă enorm mai mult decât două televiziuni pe care le-a pomenit și măcar nu le-a spus numele. Eu personal sunt tentat să-i dau dreptate domnului Dumitrașcu și o spun cu toată franchețea, n-am niciun fel de reținere în acest caz, pentru că înainte ca acea presă pomenită de domnul Mitrașcu să facă un tantam susținut și o campanie practic, nu se întâmplase nimic în penitenciare. Aceleași condiții au fost dintotdeauna, ba chiar din câte am văzut rapoarte oficiale, sunt chiar mai bune condiții decât înainte. Bun, asta nu înseamnă că e suficientă explicația cu campaniile mediatice pe care le duc niște televiziuni deținute de niște deținuți care îi spăsesc pe pedepse și care vor să iasă din pușcărie. Da, dar Laurențiu Ciocăzanu, asta e o știre în momentul de față. Noi nu avem nicio campanie, de niciun fel. Noi. Tocmai, nu am provocat-o noi. Este o știre. Faptul că fac protestul ăsta niște deținuți din Botoșani, de exemplu, sau din Arad. Ce legătură au ei cu Maricel Păcurat? Au dat foc până la urmă. Au pus bomba. Deci, dar ce mai contează? Dar care e legătura cu Maricel Păcurat? Deci, pe de o parte, domnul Dumitrașcu are perfectă dreptate din punctul meu de vedere. Este exact ce spune domnia sa. Acest scandal a fost pornit exact în maniera pomenită domnia sa, dar pe de altă parte mai trebuie adăugat aici ceva, o altă responsabilitate este cea a Ministrului Justiției, doamna Prună, care a pus gaz pe foc, marșând la acele campanii mediatice și spunând că da, sunt condiții dificile, ne gândim la o lege de grație și așa mai departe. Aș vrea să vorbim și cu ceilalți invitați, vă rog.